Cel târziu, pe 7 septembrie, codul fiscal ar putea ajunge la promulgare, susțin liberalii, care au decis să nu mai depună alte amendamente decât cele convenite la întâlnirea liderilor partidelor parlamentare. Am fost de acord să nu mai depunem alte amendamente decât cele asupra cărora ne-am înțeles și care vor fi semnate de șefii de partide. Partea finală a amendamentelor o voi semna împreună cu doamna Gorghiu, astfel încât marți în comisii și mă refer în special la Comisia de Buget Finanțe, lucrurile să fie tranșate, iar în cea de-a doua ședință a Senatului de marți să fie adoptat codul fiscal pentru a pleca marți seară în cameră, for decizional și joi, lucrurile să fie clare pentru a ajunge la promulgare cel târziu luna cealaltă, a declarat Vasile Blaga. Liderii partidelor parlamentare au stabilit joi ca modificările aduse codului fiscal să fie adoptate în forma inițială, dar unele măsuri vor fi aplicate etapizat. La întâlnire s-au convenit următoarele. Reducerea TVA până la 20% de la 1 ianuarie 2016 și până la 19% de la 1 ianuarie 2017. Taxa pe stâlp va fi eliminată de la 1 ianuarie 2017, cu o excepție solicitată de Ministrul Agriculturii referitoare la construcțiile speciale din agricultură. Supraacciza va fi eliminată de la 1 ianuarie 2017. Plafonarea CAS la 5 venituri medii brute va fi aplicată de la 1 ianuarie 2017. Reducerea impozitului pe dividende va fi operată de la 1 ianuarie 2017.